Dragi agricultori, bună ziua! În ajunul sărbătorii noastre profesionale, Ziua Fermierului, noi, Ministerul Agriculturii, venim cu un raport a activităților, mai ales reșind din situația per total, în ansamblu, din țara noastră, în ultimul an, care noi toți o trăim și toți o înțelegem și toți o conștientizăm. Pe această cale vreau să vă informez că agricultura anul curent trece ca niciodată printr-o perioadă extrem de complicată, de la complicat spre foarte complicat. Noi vorbim despre crize cumulate care practic au făcut existența agriculturii și a fermierilor din Republica Moldova una extrem de complicată. Noi vorbim despre șocurile climaterice constante, care ultimii ani afectează tot mai mult sudul Republicii Moldova, practic în fiecare an. Noi vorbim despre efectele războiului din Ucraina, care a redesenat drumurile comerciale și exporturile din Republica Moldova și care a făcut să reducă numărul de țări de la 24 la 11 în care noi exportăm producția agroalimentară din Republica Moldova. Au fost afectată infrastructura pe intermediul care se făcea exporturile din țara noastră și evident că asta a dus și la scumpirea majoră a costurilor de logistică. Cunoaștem cu toții că transportul auto de la 45 de euro pentru o tonă de transport de cereale până în port s-a majorat până în unele cazuri 60, 70, 80 de euro, lucruri care fac să ajungă niște costuri extraordinar de mari în logistică și prețuri mult mai mici, evident, pentru cei care au crescut cereale, pentru agricultori. Vorbim despre colapsul prețurilor pe care, practic, s-a început începând cu toamna anului 2022 și este un proces continuu, cu mici excepții, începând din luna noiembrie, anul curent, la floare, soară și la porumb. În rest, s-a testat o cerere foarte scăzută și pe lângă cerere foarte scăzută și prețurile foarte mici la produsele cerealiere. Avem constant creșterea la inputuri, la motorină și toate aceste lucruri afectează foarte mult bunăstarea și starea de lucruri în agricultura din Republica Moldova. În timpuri de restriște, mulți stimați agricultori, practic puterea vine din asociere, din creare de parteneriate. Într-o delegație în China, președintele Parlamentului chinez spunea că un conducător puternic, atunci când țara trece printr-o perioadă de criză, construiește poduri, un conducător slab construiește garduri. Noi considerăm că Republica Moldova va putea face față acestor provocări extraordinare, regionale, globale, care afectează foarte mult toată economia națională, toți cetățenii noștri, numai dezvoltând relațiile internaționale, dezvoltând și construind punți spre toată lumea înconjurătoare și lucrurile astea ne vor face foarte puternici. Dar ca să putem face față acestui proces de dezvoltare și de extindere a exporturilor, de constituire de relații noi și parteneriate noi, evident că noi trebuie să ne consolidăm pe interior. Anume, din interesul agricultorilor din Republica Moldova și din respect pentru această profesie extrem și extrem de importantă, de succesul cărora depinde și viitorul satelor din Republica Moldova și acest lucru este unul incontestabil, și lucrul ăsta a stat la baza deciziei guvernului din Republica Moldova, începând cu anul 2021, inclusiv din toamna anului 2021, să majorăm fondul de subvenționare. Și cu toții cunoaștem că în 2021 fondul subvenționare a fost de 1.100.000, a urmat 1.750.000.000 în 2022 și iată că în 2023 fondul de subvenționare în agricultură este de 1.900.000.000. Bani care au fost alocați pentru agricultură și atestă importanța acestei ramuri în dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Pe lângă toate, reșind din analiza făcută alături de agricultori de-a lungul anului 2023 și constatând unele probleme cu care se ciocnesc agricultorii din Republica Moldova, au fost luate varii decizii de susținere.
Spre exemplu, una dintre deciziile care îl consider extrem de importante și prima dată această măsură de subvenționare a fost implementată în 2022 este rambursarea accizei la motorină pentru toți agricultorii din Republica Moldova, numai că pentru cei micro, mici și mijlocii în proporție de 100%, pentru cei mari numai 30%. Anul curent această măsură a însemnat 134 de milioane de lei, bani care au fost primiți în conturi de către agricultorii din Republica Moldova. În total vorbim despre 4.470 de beneficiari, agricultori, micro, mici, mijlocii din Republica Moldova. O altă formă, pe această cale aș vrea să mulțumesc și agricultorilor din România care au susținut plenar agricultorii din Moldova și oferirea de cele 4.000 de tone de motorină va fi un mare ajutor pentru fermierii noștri moldavi. Practic este vorba despre 1500 de cereri a fermierilor care au avut de suferit în urma secetei din 2022, din vara anului 2022. Practic, Ministerul Agriculturii a finalizat procesul de analiză prin AIPA, a finalizat procesul de analiză a dosarelor. Este vorba de 1500 de fermieri și la hectar cantitatea de motorină care va fi recepționată de către un fermier va fi de 40 de litri de hectar afectat. Iarăși este un suport și mulțumim Guvernului României. Evident că reieșind din situația precară și din prețurile foarte mari de cost a agricultorilor, a procesului de semănat din toamna anului 2022, prețuri înalte la îngrășământ, prețurile înalte la motorină, s-au luat decizia de, și discuțiile avute cu agricultorii din Moldova, în urma discuțiilor avute cu agricultorii din Moldova, s-au luat decizia de a da aceste 200 de milioane de lei, bani care au fost împărțiți la agricultorii micro și mici, cu suprafeți până într-o 100, până în 1500 de hectare. Deci acest ajutor a fost deja practic transferat în conturile agricultorilor din Republica Moldova și este vorba despre 2161 de beneficiari care au încasat câte 1200 40.238 de lei pentru fiecare hectar. Suprafața totală care a nimerit sub incidența acestor plăți se ridică la 161.000 de hectare. Iarăși sunt bani dați pentru agricultorii din Republica Moldova, producători de cereale în exclusivitate de această dată, anume pentru a le reduce din costurile de preț și a face față prețurilor reduse astăzi la cerealele din grupa 1. Eu cred că este cazul de vorbit și despre AIPA, care anul curent, într-o premieră absolută, până la data de 24 noiembrie 2023, au procesat și au făcut plăți în valoare totală de 1.831 de milioane de lei, ceea ce însumează 97% din totalul sumei primite, bani care deja au ajuns în conturile agricultorilor, lucru care vorbește despre profesionalismul, devotamentul și implicarea angajaților AIPA în promovarea intereselor agricultorilor, pentru că fiecare dosar înseamnă ajutor pentru direct pentru agricultorii din Moldova care se află într-o situație suficient de critică și acești bani sunt foarte importanți pentru agricultori să facă față dobânzilor, plăților și multor altor angajamente pe care le au. Din aceste 1.831.000 de milioane au fost achitate 1.133.000 de milioane, astea sunt poste investiționale sau astea au fost 7.600 de cereri, angajamente din 2022. Au fost plătite 32 de proiecte startup-uri, 13 milioane. Au fost plătite 115 proiecte de contribuție la dezvoltarea localităților rurale în proporție de 138 de milioane de lei, pentru că noi înțelegem că agricultura și dezvoltarea rurală sunt două lucruri indispensabile și interdependente. Au fost subvenționate funcționarea la 37 de galuri care au depus 425 de proiecte investiționale în valoare totală de 60 de milioane de lei. A fost subvenționată acciza la motorină, mă repet încă o dată, pentru anul 2023, 134 de milioane. Și iarăși, anul curent 2023 a fost în premieră introdusă plata pe kilogram de lapte și cap de animal, care funcționează din 2021 în această formă. A fost revoluționară iarăși făcută această modificare. Suma totală pentru plăți directe pentru sectorul zootehnic a fost de 89.600.000,
din care 74,8 pentru kilogram de lapte și 14,8 milioane pentru cap de animal. Și evident vorbim despre ajutorul pentru multiple crize din 2022 de 200 de milioane, beneficiari fiind în exclusivitate producătorii de cereale din Republica Moldova, micro și mici. Ca să fie mai profund susținerea din partea statului, Ministerul Agriculturii a elaborat câteva programe de dezvoltare pentru următorii ani a agriculturii din Republica Moldova și aici vorbim de programe dezvoltate în baza strategiei 23-30. Deci, în primul rând, eu aș vrea să vorbesc despre strategia noastră care este aliniată la politica agricolă comună și în baza ei Ministerul Agriculturii a elaborat, spre exemplu, programul de dezvoltare națională a sistemelor de irigare. Și am avut o colaborare și o lucrare foarte bună cu Asociația Crescătorilor de Vaci de Lapte și în baza comunicării și discuțiilor cu ei și identificând necesitățile lor în urma discuțiilor, parcursul la un an de zile, a fost elaborat Programul Național de Dezvoltare a Zootehniei din Republica Moldova și aici trebuie de axat și pe Asociația Oierilor din Republica Moldova, cu care iarăși se colaborează foarte strâns și extrem de fructuos pentru domeniul zootehnic. Și ca proiectul, ca programele să funcționeze, evident că este nevoie de bani. În acest sens, Ministerul Agriculturii a elaborat și a finalizat proiectul de împrumut de 55 de milioane de dolari de la Banca Mondială, în baza căruia vor fi dezvoltate două programe naționale și vor fi fortificate AIPA și ANSA. Deci vorbim despre 20 de milioane care vor fi date la restabilirea sistemelor de irigare din Republica Moldova și 25 care vor fi date pentru dezvoltarea programului de zootehnie în Republica Moldova. Evident că a fost prelungit și contractul de finanțare Republica Moldova și Banca Europeană pentru Investiții. Noi vorbim despre proiectul Livada Moldovii cu unele schimbări. Deci, în momentul în care va fi votat cât de curând în Parlamentul Republicii Moldova, acest proiect, această formă de creditare a fost extinsă pentru toată agricultura din Republica Moldova. Vorbim că sunt eligibili agenții economici din agricultură care fac activitatea sa în ramurile horticole, viticole, zootehnie, acvacultură, producție piscicole autohtone, turism rural, apicultură, sector de culturi cerealiere și alte ramuri ale sectorului agroindustrial. Deci până la această etapă, aceste ramuri nu puteau beneficia de prevederile acestui instrument, din punctul nostru de vedere, foarte eficient, care și de-a lungul anilor și-a demonstrat eficacitatea în raport cu dezvoltarea economiei noastre naționale în ramura agricolă. Mai mult ca atât, a fost aprobat la ședința de guvern proiectul inițiat de către Ministerul Agriculturii cu Guvernul Japoniei. Proiectul se numește Asigurarea fermierilor cu fertilizanți în valoare de 1,9 milioane de euro, care are drept scop asigurarea fermierilor mici, micro și mijlocii cu fertilizanți la un preț redus, scutit de TVA, la import, cu posibilitatea de achitare în rate și fără gaj. Adică, practic, acest program va fi implementat cel mai probabil prin intermediul agenției Ministerului Agriculturii ADMA, la niște prețuri extrem și extrem de avantajoase și iar vine ca un suport real pentru agricultorii din Republica Moldova. 20 de milioane pentru programul de reabilitare a sistemelor de irigare este unul extrem, este o valoare pentru început. Și luând în considerație necesitățile extrem și extrem de mari de reabilitare a sistemelor de irigare, drept una dintre măsuri care a răspuns la schimbările climatice și vorbim în cazul dat despre secetă, evident că Ministerul Agriculturii a început discuțiile și cu alte instituții internaționale pentru a aduce bani pentru implementarea acestui program. Ministerul Agriculturii este în discuții avansate cu AFD-ul. A fost inițiată elaborarea programului de subvenționare, de studiu, de fezabilitate pentru abilitarea sistemelor centralizate.
Și este vorba despre un program de 40 de milioane de euro care vor fi atrași în agricultura din Republica Moldova pentru reabilitarea sistemelor de irigare centralizate și în cazul banilor francezi vor fi eligibili și rețelele de irigare secundare care sunt construite de către agricultori. Pe data de în luna octombrie anul curent, Ministerul Agriculturii a mai inițiat o platformă de suport din partea Uniunii Europene pentru agricultura din Republica Moldova. A fost un eveniment în care a participat sub președinția Ministrului Agriculturii din Germania. Deci, în consecință, după crearea acestei platforme la Ministerul Agriculturii, avem astăzi deja un grup de lucru sub președinția Ministerului Agriculturii din Germania, care ne acordă un suport plenar pe dimensiunea cunoștințelor, suportului direct în procesul de dezvoltare instituțională a Ministerului Agriculturii și AIPA, două instituții care urmează să fie reformate, dezvoltate, fortificate ca să poată implementa politica agricolă comună care este în interesul agricultorilor din Republica Moldova. La fel, în cadrul Ministerului Agriculturii funcționează 17 consilii de profil care cuprind în ele cele pentru 45 de asociații de profil. Evident că noi vorbim despre o conlucrare și o colaborare strânsă. Aceste ședințe au caracter lunar cu participarea activă a agricultorilor. În baza discuțiilor avute cu agricultorii se elaborează de fiecare dată regulamentele sau programele noastre naționale de dezvoltare pe o ramură sau alta. Anul curent a fost, cred că, primul an în care atât de lung și atât de larg s-a discutat despre fiecare regulament și fiecare măsură prevăzută în regulamentele de subvenționare și lucrul ăsta a durat atât de mult, anume din interesul Ministerului Agriculturii de a elucida și de a include cât mai mult din cerințele și necesitățile Ministerului Agriculturii. Drept dovadă, anul curent avem deja peste 15.800 de dosare depuse pentru subvenționare în 2024, partea a fost deja subvenționată în anul curent și observăm o creștere în ceea ce privește suma care va fi subvenționată anul următor. Deci, Ministerul Agriculturii este într-o strâns colaborare cu celelalte ministere din guvernul nostru pentru că suntem un guvern axat pe interesele noastre naționale. Evident că, datorită implicării masive a Ministerului de Externe, noi și a promovării intereselor noastre naționale, evident, al agricultorilor, pentru anul 2023-2024 a fost liberalizat complet exportul. Noi aveam la 7 produse cote și a fost liberalizat complet. Ministerul de Externe duce tratative ca această liberalizare să fie păstrată pentru totdeauna până la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar lucrurile astea și-au făcut efectul extraordinar pentru agricultorii din Republica Moldova și anul curent noi în Uniunea Europeană am exportat prună din Moldova volum de 55.000 de tone, în 2021 au fost exportate 27.000 de tone. Struguri moldovenești au fost exportate în volum de 25.000 de tone în 2023, 17.000 de tone în 2021. Mierele din Republica Moldova au fost exportate 11.000 de tone în 2023 și 1.000 de tone au fost exportate în 2021. Și cireșele din Republica Moldova, anul curent, au fost un export în Uniunea Europeană de 2.600 de tone, comparativ cu 75 de tone în 2021. Deci vedem o creștere extraordinară, exponențială a exporturilor produselor agricole din Republica Moldova și asta se datorează inclusiv și faptului că a fost liberalizată piața, ceea ce îi face pe moldoveni să fie, pe agricultorii din Moldova, moldovenii noștri, să fie foarte siguri în parteneriat și să-și poată face un business plan axat pe exporturile din Uniunea Europeană. Pentru că noi înțelegem că Uniunea Europeană are niște condiții mai stricte în ceea ce privește calitatea, ceea ce atrage după sine investiții din partea agricultorilor din Republica Moldova, dar seriozitatea și parteneriatul care este
cu Uniunea Europeană permite ca aceste investiții să fie răscumpărate în timp și lucrul ăsta îi face pe agricultorii din Moldova să fie foarte siguri atunci când încep să facă investiții pentru a primi export, a primi dreptul de a exporta în Uniunea Europeană. Per total, agricultorii și fermierii din Republica Moldova fac o muncă colosală. Și noi înțelegem și apreciem la justă valoare și la maxim efortul și munca depusă de agricultorii noștri și de fermierii noștri și practic venim cu acest suport din partea statului prin care subvenționăm efortul lor extraordinar financiar pe care îl fac ei. Mulțumesc, agricultori! Astăzi, în Piața Marea Nării Naționale, noi avem în derulare un protest la baza căruia stau probleme reale ale agricultorilor noștri. Evident că sunt probleme obiective, reale și pe această cale vreau să vă informez că la orele 1 noi o să avem următoarea întâlnire cu dânsii pentru a ne așeza la masă și a discuta așa cum s-a discutat cu toate asociațiile de profil și profesionale din Republica Moldova și pentru a găsi soluțiile obiective, posibile, reale, prin intermediul cărora noi putem să intervenim și să facem eforturile în continuu pentru susținerea și dezvoltarea agriculturii din Republica Moldova. Eu rămân deschis ca întotdeauna și disponibil pentru discuții și pentru a găsi soluții rezonabile în toate domeniile alături de Ministerul Agriculturii și ca întotdeauna deja vreau să vă comunic ca o legitate în Ministerul Agriculturii. Pentru agricultori nu sunt ore și zile de primire. Deci dacă sunt probleme, întrebări, de fiecare dată apelați, veniți. Astăzi am avut și o ședință cu șefii direcțiilor raionale. Mulțumesc, agricultori, cei care ați ajuns în impas, cei care aveți, mai ales mă refer la cei din sudul Republicii Moldova, micro, mici producători agricoli, care au astăzi pe în fața lor titluri de executare sau au incapacitate de plată. Deci noi avem în Republica Moldova 10 camere agricole. În camere agricole în care lucrează specialiști, profesioniști, juriști, economiști. Recomandarea mea este să mergeți la aceste camere și să apelați la ajutorul lor pentru a vă stabili condițiile de îndeplinire a situației de forță majoră. Este o posibilitate reală de a merge cu dosarul la acea cameră de comerț și în interiorul camerei o să identificați juristul sau persoana cu care o să fiți ghidați. Dacă nu știți unde este camera de comerț, apelați în raionul nostru la direcțiile agricole și noi avem în fiecare raion direcție agricolă. Astăzi, din discuția care am avut-o cu șefii direcțiilor agricole, evident că am văzut cetățeni și a Republicii Moldova care sunt axați iarăși pe interesul agricultorilor din Republica Moldova. Și deci algoritmul este unul foarte simplu. Mergem la direcțiile agricole, vorbim cu ei, ei ne vor ghida să mergem la camerele agricole ca ulterior să putem să primim acele certificate de situație de forță majoră în urma cu care se poate de mers la bănci, la creditori și de oprit celelalte tipuri de procese. Pe această cale vreau să vă mulțumesc și să vă doresc la toată lumea multă, multă sănătate. Vă rog.